Hello, hello! Este dimineață și astăzi mi-am adunat așa puterile mentale, fizice să încep un vlog, deși nu sunt în apele mele și ultima săptămână a fost așa foarte grea și v-am și zis că de asta nu am postat nimic. Pe weekend am fost și singură pentru că eu nu s-a fost la pescuit. Dacă mă urmăriți pe Instagram, acolo am încercat să fiu mai activă. E cumva mult mai ușor pentru mine să postez pe Instagram pentru că sunt chestii instante. Așa că dacă vreți să fiți la curent atunci când nu apărem pe YouTube, puteți să dați un follow aici, o să pun și Instagram-ul Ionut, a început și el să mai posteze la stories. Pe weekend el a fost la pescuit, o să vină și un vlog de acolo, din câte am înțeles eu îl filmat. Acum este luni, ei s-au întors între timp, Ionut mi-a spus că o filmat și că a fost o experiență faină. A trebuit să cumpărăm și un congelator, un mini congelator, o ladă, pentru că au avut foarte mult pește și bineînțeles că nu refuz niciodată un somon. Sunt super fericită să-l am peste iarnă. Somonul la magazin e foarte, foarte scump și au prins multe, multe, multe kilograme. N-aveam nicio șansă să-l pun în congelatorul nostru, așa că am cumpărat o ladă pe care trebuie să o și returnăm, dar vă spun mai târziu despre chestia asta, că în ultima vreme au fost așa dezamăgiri după dezamăgiri. Săptămâna trecută am fost foarte dezamăgită de un doctor. V-am tot spus eu așa, foarte puțin, am și tuns, că probabil mulți o să se sizați, îmi cade foarte mult păr din cauza stresului, după ce am avut și COVID în vară, în fine. Și era cea mai bună alegere să-l tund, așa că, da, m-am tuns din nou scurt și sunt super ok cu treaba asta. Eu am mai fost tunsă scurt și îmi place de fiecare dată. Am vrut chiar mai scurt de atât, dar până la urmă așa m-a convins hairstylistul la care am fost. Da, săptămâna trecută m-am decis să merg la un specialist la Northwestern. Mi-am făcut programarea, era un spine specialist, deci specific pentru coloană. M-am dus, i-am explicat toate simptomele, durerile pe care eu le-am la gât, filmele care mi s-au făcut și cred că a durat vreo 10-12 minute ca eu am vorbit în continuu și am explicat tot. Și după vreo 12 minute, în clipa în care el stătea, uite așa, stătea lăfăit pe un scaun, ca și era super chill, eu eram într-un punct în care mi-era ochii așa plin cu lacrimi, că de fiecare dată când povestesc despre chestia asta cu care mă lupt de peste 2 ani, mă emoționez și el era așa relaxat, stătea pe spate pe scaun, și se uită la filmele mele, îmi spunea, păi tu nu ești de operație. Și am zis, ok, și dacă nu sunt de operație, eu nu am venit să te întreb dacă sunt de operație sau nu sunt de operație, eu am venit să te întreb ce pot să fac cu durerile pe care eu le am. Și mi-a răspuns așa foarte sec că corpul uman este foarte complex și încă noi nu avem toate răspunsurile. Și asta a fost tot. Pentru toată treaba asta, el mi-a taxat insurance-ul, asigurarea cu $330, eu trebuie să plătesc 60. Nu asta e problema. Problema e că eu am avut așteptări foarte mari, este Northwestern, a fost în centru, în Chicago, mă așteptam să, nu știu, să-mi spună ce pot să fac mai departe, să facem niște investigații. Pe mine mă doare foarte, foarte rău cervicala și a fost o atitudine, în primul rând, de nepăsare, de chiar nu mă interesează de durerea ta, atâta timp cât nu ești un caz de operație care să coste $100.000, așa cum costă aici operațiile de spate, nu merita să-și pierdă timpul cu mine. Așa că ziua de miercuri am fost super dezamăgită și de atitudine și de experiență și aveam așteptări, chiar aveam puțină speranță că merg și eu la un specialist care o să-mi spună ceva. Ceva nu conta, eu nu mă aștept să se vindece. Mă așteptam să-mi dea, nu știu, hei, încearcă terapia asta. Uite ce cred eu, hai să mai facem niște filme, hai să facem niște investigații. Nu s-a întâmplat. După care, vineri, între timp am mai întrebat pe aici, pe acolo, nu vineri, joi, am fost la un nou centru de physical therapy, dar foarte diferit față de ce am făcut eu în trecut. Eu am mai fost la două centre, am fost în total cam 7 luni la physical therapy și centrul ăsta a fost total diferit față de ce am experimentat până acum, chiar foarte ciudat, adică am mers înăuntru, au foarte, foarte multe aparate și mi s-au făcut vreo 13 filme în zona cervicale, dar nu numai, cât și la tot spatele și cred că și la shoulder mi-am făcut un film. În diferite poziții, a trebuit să stau cu capul aplecat, cu capul tras, să stau într-o parte, cu mandibula deschisă.
Foarte, foarte multe poziții și toată treaba asta durează, mi-a spus că vreo 4-5 zile, astăzi merg din nou la el, pentru că durează foarte mult, ei pun, din câte am înțeles eu, toate filmele astea într-un program care măsoară distanțele și îți spune exact ce e deplasat și ce nu e deplasat și ce e foarte performant. Acum o să văd, sincer, nu am nicio speranță, i-am și spus, zic, tu, zic, am venit aici la tine pentru că cineva mi te-a recomandat, dar eu zic, eu nu am nicio speranță de la centrul tău sau de la tine, în clipa asta nu mai cred în nimic. Așa că dacă reușești să mă convingi sau să mă ajuți, eu mă bucur foarte mult, dar nu am nicio așteptare. Și tipul a fost, mi s-a părut că a fost foarte afectat de ce am spus eu. Așa cum o să văd ce zice astăzi. Așa că asta este așa pe scurt dezamăgirile din săptămâna trecută și na, căutările în continuare cu durerile mele de spate, de cap, de coloană. O să vedem ce se întâmplă mai departe. Între timp, eu nu ți-o fost la pescuit, o să vină și vlogul lui. Cred eu că o să vină ăsta primul, pentru că vlogurile de pescuit, ce am mai făcut și anul trecut, durează destul de mult să le edităm, așa că probabil că ăsta o să vină înainte. Ei au venit duminică, duminică ne-am dus să cumpărăm un frigider, congelator, o ladă. Și totul bine, am luat de la Best Buy, m-a ajutat și tata cu Ionuț, a urcat lada sus, când colo lada este bușită într-un colț și trebuie să o returnăm. Acum vă dați seama că trebuie iarăși să o cărăm jos, să o duc la Best Buy, să cumpăr alta și să o urc și pe aia sus. Și un întreg tărăboi, dar sincer, dacă am luat-o nouă, că așa puteam să o iau uzată și să fie și să fie ok. Dar parcă mi-e ciudă să o păstrez așa lovită. Dacă am dat un ban să fie nouă, aș vrea să fie nouă. Ne-am băgat pești în ea, vă dați seama că n-aveam unde să pun peștii. Și o să-i scot, o decongelez și o să o returnez, pentru că nu mi se pare normal să fie lovită în colț. Dar în schimb, brandul este insignia, este brandul Best Buy, nu e ceva deosebit. Dar îmi place că e foarte silențios, foarte, foarte silențios congelatorul, nu se aude aproape deloc, am avut emoții că l-am pus în office și am avut emoții că o să se audă prea tare, dar nu se aude aproape deloc, un brâit, dar foarte, foarte silențios. Deci, da, vă arăt imediat, mă deranjează foarte tare să știu că am dat un ban, a fost nou-nouță, n-a fost cutie deschisă sau, nu știu, returnată de altcineva, a fost nou-nouț frigiderul. Deci, na, am mai avut și cu acvariu probleme, că vă spun, în ultima vreme a fost așa, dezamăgiri. Ne-am decis să cumpărăm un acvariu mai mare, peștii noștri au crescut foarte, foarte mult, deja au 2 ani și jumătate goldfish, avem 2 pești, amândoi sunt carași, cred că ar veni specii diferite, dar ideea e că sunt foarte mari, chiar l-am măsurat pe cel mai mare. Nu o să zic numele, că de obicei lumea se ofensează, e un nume românesc și celălalt este Dexter. L-am măsurat și are 6 inci, aproape, 5 inci și ceva, e foarte mare și nu mai aveau loc să înoate. Și am zis, hai să le facem un update, pentru că mi se părea că se chinuie în acvariul ăla. Am cumpărat un acvariu de 45 de galoane, convertiți voi, un galon are 3,7 litri, deci e foarte mare acvariul. Vi-l arăt imediat, dar încă nu e pus pe suport. Am dat pe el 320 de dolari, am luat de la un brand Fluvo, vine cu tot cu set, cu filtru, cu încălzitor, noi n-avem nevoie că încălzitor e mamă pentru pești tropicali și a venit tot setul, foarte scump. Noi am vrut să luăm un brand mai bunicel ca să nu avem probleme cu scurgeri sau să se spargă acvariul, am vrut să fim mai siguri și am luat un suport, un cabinet foarte, foarte frumos, ne-a plăcut tare mult, dar după o zi ne-am și pus apă în acvariu, a fost tot ok. După o zi, placa de sus s-a lăsat și s-a lăsat destul de mult. Iarăși, ia acvariu, aruncă apa, vă dați seama câtă apă, aruncă apa. Pune peștii din nou în acvariu vechi, pentru că nu mai poți să-i ții în acvariu mare, am pus înapoi în acvariu mic. După dumasa aia care era deja asamblată, du-o înapoi, returnează-o și acum ieri am fost și am cumpărat alt suport care sper eu să fie ce trebuie. Nu e la fel de drăguț ca cel precedent, dar ăsta e special pentru acvariu pe care l-am cumpărat. Deci să sperăm. Nu știu dacă o să vedeți astăzi acvariu fixat pe suport pentru că eu nu ți-e la muncă. Nu știu dacă reușește diseară să îl asambleze, dar na, măcar cutia e cumpărată și sperăm zilele astea să asamblăm suportul, punem acvariul și să putem să mutăm peștii. Da,
Cam asta s-a întâmplat așa într-o săptămână, pe scurt, o grămadă de chestii care ne-au pierdut timp, că toate mergi, cumpără, returnează, eu nu ți-o fost la pescuit, eu cu doctorul, dezamăgirile pe care le-am avut, mi-a dat mie așa o stare foarte, foarte aiure, așa, un pic la pământ, dar, na, mergi mai departe așa cum e. Astăzi aș vrea să ajung până la școală, dar trebuie să vină un plumber, un instalator, avem ceva scurgeri la baie și problema e că individul nu răspunde și nu știu la ce oră vine. Eu ar trebui să merg să lucrez cu Sofia la școală și apoi să mă duc la terapie la ora 3 să aflu ce îmi zice cu filmele pe care le-am făcut și sunt un pic așa încumpănă, nu prea știu ce să fac și văd că am și trâncănit 10 minute, sper că încă mai sunteți aici, dacă mai sunteți aici după tot acest monolog lung, vă îmbrățișez și lăsați un comentariu că sunt curioasă cât ați ajuns până aici, dar da, hai să mergem și să începem ziua asta. Vă duc să vedeți eșecul cu frigiderul. Asta este frigiderul cu pricina, congelatorul, tot frigiderii spun, dar înțelegeți voi. Aici înăuntru sunt peștii pe care i-am porționat, i-am tăiat și cam atâția sunt acolo, sunt mulți. Credeți-mă pe cuvânt, foarte, foarte multe kilograme, însă o să le cântărim când le scoatem. Și aici este bușitura, care nu știu dacă vă dați seama, dar e destul de mare și e chiar creponat rău și merge cumva și pe fund și aici s-a bombat și pe partea cealaltă are așa o ieșitură în afară și sincer mă deranjează că am dat pe el $250 să fie nou, așa puteam să-l iau la 100 pe Facebook Market și era cum era, dar acum, sincer, chiar mi-e ciud așa să nu-l returnez înapoi și să-mi iau altul care să fie cum trebuie. No, sper că voi ce ați face în cazul ăsta, l-ați mai returna? Mie, sincer, tot timpul mi-e ciudă. Dacă dau un ban, vreau să fie cum trebuie. Gata, sunt aranjat, ne-am luat pantalonii. Asta îmi place la părul scurt, că pui puțin fixativ, îl umfli așa puțin și gata, pare că ți-ai făcut coafura când n-ai depus mare lucru efort. Și ca să mă încep ziua și mai bine, pentru că ce poate să-ți bucure ziua decât un parfum bun? Pentru ziua de astăzi o să folosim Ambery Vanilla de la Dossier, care este inspired by Black Opium. Ceea ce eu știu foarte bine, pentru că am avut parfumul ăsta și apoi Crina mi l-a furat, am avut foarte, foarte puțin în el. Este parfumul favorit de la Dossier al Crinei. Am mai avut o sticluță, probabil că vă amintiți, undeva prin mai, cred că am primit o sticluță de același parfum de la Dossier și mi-a furat-o pe aia. Așa că am rămas fără și le-am spus celor de la Dossier, hei, dacă mai trimiteți un parfum, trimiteți-l pe ăsta, că na, am rămas fără. Și sincer, nu știu dacă o să rămân cu ăsta, pentru că Crina deja mi-a spus, hei, știi, aproape că am terminat sticluța și mi-ar mai plăcea încă o sticluță de același parfum și am zis, nu vrei să încerci altul, pentru că mai am câteva parfumuri de la ei. Deci nu, îl vreau pe ăla, îmi place foarte mult, așa că probabil că o să rămân și fără sticluța asta, dar până atunci o să mă parfumez și eu de câteva ori cu el. Are nota de bază care ne place la amândouă, este vanilie și cafeaua. Foarte bine miroase, cred că e perfect pentru anotimpul ăsta așa puțin mai rece, dar nu foarte rece, tranziție. Cred că merge și primăvara, după cum îl simt eu, dar primăvara undeva prin februarie, aprilie, martie, așa cum e aici în Chicago. Miroase foarte, foarte bine, foarte elegant, așa că cu ăsta o să-mi încep eu ziua de azi și sper să-mi dea un început bun, măcar așa, miros, olfactiv. Nu știu, de fiecare dată când fac câteva mici lucruri ca să-mi încep ziua, cumva mă influențează un pic în bine. Dacă mă îmbrac așa cum îmi place, care în ultima perioadă a fost cam în negru, dacă folosesc un parfum care mi-e drag, da, așa o stare de bine și mă ajută, mă influențează puțin starea. Nu o schimbă total, vă dați seama că nu o să schimbe un parfum starea mea, care e foarte low în clipa asta, dar dacă simt tot timpul un miros care îmi face plăcere, mă ajută foarte mult și vă recomand, dacă treceți așa printr-o perioadă mai grea, mai dificilă, să faceți mici lucruri ușoare. Uite cum mi-am tras o tunsură care mie îmi place mult. Port niște cercei care mă uit în oglindă și mie îmi place foarte mult. În general, în ultima vreme îmi plac cercei ăștia mai artistici, mai ciudăței. Dacă mă îmbrac așa cum îmi place, iau o pereche nouă de sneakers, folosesc un parfum care mi-e drag. Astea sunt mici lucruri ușoare pe care le faci pentru tine și care poate îți dau
o stare de bine. Chiar dacă poate doar de moment și după revine starea, cred că ajută să-ți un pic trigger la creier o stare așa mai specială. Dar na, oricum, miroase foarte, foarte bine. Top notes, avem mandarină, pară, pink pepper, licorice, middle notes, jasmine, orange blossom și ca note de bază mai este și patchouli și cedarwood. Da, asta este. Dar bun, gata, mergem la școală. Nu știu dacă am pe undeva GoPro-ul, că v-aș mai fi filmat puțin. Dar dacă îl găsesc, o să punem GoPro pe parbriz și vă mai arăt așa puțin împrejurime, pentru că s-a schimbat foarte mult. Deja natura e pe ducă. Cam copacii sunt galbeni, e un pic trist. Mi se pare că s-a întâmplat așa foarte drastic în câteva zile. Parcă m-am culcat cu totul verde și m-am trezit cu totul galben, așa, dintr-o dată. Și parcă văd că o să vină o furtună și toate frunzele astea superbe o să se ducă. Așa, chiar dacă mă vedeți pe jumate, am să vă arăt outfit-ul de astăzi. Am Adidas și mei, Nike. Primesc foarte, foarte multe complimente Adidas și ăștia. Nu cred că se mai fac, cel puțin în America nu-i mai găsesc decât used sau la prețuri exorbitante. Eu l-am luat dintr-un outlet, sunt Nike Zoom 2000. Dar, da, aș vrea să mai iau alte perechi pentru că se simt exact ca niște șosete, dar nu mai găsesc nicăieri. Eu i-am luat pe la 40 și ceva de dolari și acum online găsești pe la 100, 150, 200, 300. Se găsește și pe varianta cu mov, dar și aia e tare, tare drăguță. Dar varianta cu negru, vă dați seama că e preferata, pentru că în ultima vreme port foarte, foarte mult negru. Pantalonii ăștia tot de la Nike, pe care i-am luat acum în weekend. Sunt așa mai cargo, îmi plac foarte, foarte mult. Și un tricou negru. Și astea sunt. O să-mi iau, cred că, un hoodie peste, tot negru. Cred că îl leg, că nu e atât de frig, dar nu știu cum e în studio. Și mergem la școală. Plumberul nu răspunde. Au zis că o să ne contacteze ceva firmă ca să ne spună în ce perioadă poate să vină. Și eu las în treaba lui și plec la treaba mea. Pentru că, na, asta e. Dacă nu sunt acasă, nu sunt acasă, sau măcar să mă anunțe cu jumătate de oră să pot să fug de la școală. Bun, hai să mergem. How do we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team people talk about, what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, wanna get so numb. Are we enemies? Am ajuns la școală, am parcat altundeva, în video ați văzut că am parcat într-o zonă, dar zona respectivă era pentru alt tip de permit, pentru că plătim 260 de dolari pe semestru pentru parcare și nu poți parca oriunde, este o hartă și în unele zone trebuie să ai gold permit, în altele resident permit și eu am flex permit și acolo era cu gold. Și am preferat să mut mașina, că ar fi culmea să primesc amendă, deși plătesc atâția bani pe semestru. Și după cum vedeți, și aici a început deja să fie totul galben. Hai să intru înăuntru să văd dacă Sofia a ajuns. Ia uite. Ia uite bandita. Ia uite la ea cum sare. Iubita. Aici este studioul meu. Anul trecut am fost dincolo, la 3410. Și acum sunt în Crown Hall, pe partea aia acolo. Oh, sper că nu-mi trebuie cardul să intru. Cred că îmi trebuie cardul, că pe weekend nu-i deschis. Getting crazy.
Am terminat, este ora 12 și ceva. Fug acasă pentru că vine instalatorul să verifice acolo sau cineva de la asociație, din câte am înțeles. Și să vedem ce facem după. La ora 3 trebuie să ajung dincolo. O să am puțină pauză între. Probabil că o să fac tot teme. N-am apucat să vorbesc prea mult cu voi. Stați o secundă, spre Trana. N-am apucat să vorbesc prea mult cu voi pentru că am lucrat cu Sofia și facem circulația la clădirea pe care o facem semestrul ăsta. Avem o clădire în grup. Este o clădire, un complex rezidențial cu în jur de 100-120 de apartamente. Deci e foarte, foarte mare. Și cel mai mare turn al nostru se rotește. Deci fiecare etaj se rotește cu câteva grade și e foarte complicat să hotărăști unde pui liftul, unde pui scările, pentru că niciun etaj nu se pupă cu cel de deasupra, așa că e un pic problematică toată treaba. Dar cred că începem să înțelegem un pic și am făcut ceva progrese, dar trebuie să continui eu acasă și Sofia trebuie să continue partea ei și o să ne mai întâlnim mâine și muncim la proiectul nostru. Pe lângă asta, mâine avem și două prezentări, două midterm, așa că totul e foarte, foarte aglomerat. Dar ia priviți ce culoare portocalii au toți copacii din campus. E tare, tare drăguț. Mai vorbit de câteva ore bune. Am ajuns acasă, am văzut și problema cu plumbing-ul, mi-am făcut și câteva teme și între timp am fost la doctor. O să o povestesc ce am aflat. Ideea e că în sfârșit, na, măcar am aflat ceva cu gâtul meu și nu e într-o situație prea bună, dar am așa încredere, m-am și emoționat, sunt un pic necăjită că m-am emoționat puțin la doctor și doctorul se pare a fi ce trebuie, cel puțin așa pe sufletul meu și înțelege ce se întâmplă acolo și cumva în sfârșit am aflat că nu sunt nebună, că nu e doar în capul meu și că e o problemă acolo, dar vorbim acasă despre chestia asta. Însă am venit la fermă pentru că vreau să mai iau niște roșii, să văd dacă mai au roșii. Știu că ei închid în 31 octombrie și nu știu dacă mai au roșii, dar dacă au, o să iau câteva să ne mai bucurăm de ele și vă mai filmez și vouă și apoi acasă vă povestesc și update-ul cu doctora, așa pe scurt, că sunt sigură că nu vă interesează neapărat toate problemele mele de la cervicală, dar pentru cei care tot timpul îmi scrie și sunteți curioși și ne doriți tot binele din lume, măcar să știți ce se întâmplă așa în viața noastră, pentru că cumva faceți parte din prietenii noștri, în comunitatea noastră aici virtuală. Hai să vedeți ce găsim la fermă și ce-mi face cu ochiul astăzi. I'm holding on until forever I will fight, but you drift away. Hold tight, I can save you from this deep black waters, pull you in while you drift away. I can save you from this deep black waters, pull you in while you drift away. Yeah, you drift away. Ok, am ajuns acasă și cred că o să și închei vlogul ăsta pentru că am vorbit foarte mult și oricum ziua mea se termină în curând, o să vină Ionuț, trebuie să returnăm congelatorul și să luăm altul nou și apoi iarăși urcă-l, pune-l, instalează-l, mută peștele, dar na, asta este povestea și dezamăgirea cu congelatorul. Am să vă povestesc așa puțin de experiența cu doctorul, e o clinică nouă la care merg. Și astăzi m-am dus să văd rezultatele la cele, nu știu, 10-13 filme pe care le-am făcut în zona spatelui și rezultatele nu au fost bune, sunt un pic, nu știu dacă, sunt cumva ușurată că am aflat că e ceva acolo, pentru că la un moment dat, dacă mergi la mai mulți doctori și ți se spune că nu-i mare brânză, dar tu ești niște dureri, că abia îți duci ziua la capăt, devine foarte frustrant și obositor și mental și
totul, nu știu, te apasă mental, foarte mult mental, pe lângă durerile fizice și a fost cumva o ușurare să aflu că, hei, nu-i doar mintea mea și, într-adevăr, e ceva acolo. Gâtul meu, practic, și-a pierdut 80% din curba pe care ar trebui să o facă și asta nu-i bine, deloc. El, în loc să fie așa, cred că ar trebui, nu, așa ar trebui, el este drept. Și a fost un pic, nu știu, m-am simțit foarte tristă să văd imaginile alea. Cumva m-am simțit, nu știu, foarte rău pentru gâtul meu și mi s-a părut tragic să văd imaginile și numerele, pentru că totul e calculat în numere, în distanță, în percentage, în procentaje și să văd cât de grav e, a fost așa dur să mi se dea din prima. Doctorul probabil este cel mai blând și așa milos doctor de până acum pe care l-am întâlnit. No, din câte am înțeles, eu trebuie și el să se gândească puțin care e planul pe mai departe. Dar nu doar gâtul e problema, și zona de jos a spatelui este prea curbată. Acolo am o curbă mult prea mare față de cum ar trebui să fie. Pe lângă asta, una dintre vertebre, cred că C5, e într-o stare destul de urțică, e și deformat deja din cauza că atâta timp s-a stat în poziția asta. Încă o chestie interesantă, tragică, nu e, dar interesantă, e că capul meu, gâtul și capul cântăresc 25 de pounds în loc de 11 din cauza poziției și în cauza că nu mai există acea curbă a gâtului, așa că na, nu e prea bine, dar vă mai țin la curent cu ce o să se întâmple în continuare. Miercuri, astăzi am făcut câteva exerciții, a fost cam dureros, că sunt într-un moment în care așa e foarte aiurea durerea de la gât. Miercuri o să merg din nou, joi o să merg din nou, o să merg de 3 ori pe săptămână. Eu îi dau o șansă, o să văd ce se întâmplă pe viitor. E primul doctor care chiar mi s-a părut că înțelege ce se întâmplă acolo și stăpânește foarte bine zona gâtului și mi-a spus și el că zona gâtului e foarte complicată, mai complicată decât alte părți ale spatelui. Și, na, a fost impresionant să văd că cineva înțelege ce se întâmplă acolo, pentru că am mai fost la mulți doctori și physical therapist și majoritatea nu prea, îmi luau așa ca tot spatele, nu erau specializați pe zona asta a gâtului. O să vedem ce se întâmplă mai departe și, na, ce o fi, o fi. Mai am și un pachetel PR, o secundă, de fapt două. Care... Ok, am zis că ca să închei totul cu o stare mai bună, chiar dacă ofer și un zâmbet, chiar dacă e așa puțin forțat, dar uneori cred că e bine să, măcar să ne forțăm să mai zâmbim, chiar dacă nu prea ne vine și starea noastră e jos, rău de tot, așa cum e a mea acum. Am primit două pachete PR, care amândouă îmi plac foarte mult. Este un dry shampoo de la Fecai. Clean Styler's Sheer Dry Shampoo, care arată foarte, foarte luxos. Îmi place mult și textura sticlei și brandul în sine. Este fără silicon, fără gluten, fără paraben, fără sulfați, vegan și fatal free. Interesant. Da. O să fie perfect acum pentru părul meu. Și am mai prins Repaciology, că data trecută am vorbit un pic cam rău de ei, că nu mi-a plăcut acel roller pentru eyes. Asta îmi place foarte, foarte mult. L-am și testat deja. Este Repaciology Bubbly Eye Gels. Se pune în frigider, de asta și scrie Served Chill. Și apoi îți revigurează cu totul zona asta, care la mine oricum e foarte accentuată din cauza somnului prost și a stresului și a școlii. Așa că e fain uneori să-ți pui o mască pentru ochi și mai ales că astea sunt reci, cum le țin în frigider. Așa arată cutiuța. Și înăuntru, să vedeți, avem și o lingură, o paletuță, ca să poți să-ți iei mai ușor. Și acolo avem indivizii. Ia priviți. De mirosit nu pot să vă zic că miroase ceva, ceea ce e bine. Eu aș prefera să nu aibă produsele parfum în ele. Parfum folosim când ne dăm cu parfum. Sau dacă mai vrei să-ți pui o loțiune de la Bath & Body Works. Dar în rest, în special la față, nu prea văd sensul parfumurilor. Da. Astea au fost pachetele PR.
sper că v-a plăcut vlogul ăsta, mă rog, așa cum a fost el, e un fel de update. Următorul cred că o să fie ceva mai vesel. Probabil că o să edităm clipul lui Ionuț. Dacă cumva am editat clipul lui Ionuț prima dată, deși mă înșel, atunci probabil că l-ați văzut deja, dar eu cred că urmează după vlogul ăsta. Nu uitați să dați un like, aștept și părerile voastre în comentarii și vă mulțumesc tare mult și pentru încurajări, că v-am și anunțat când am postat în weekendul care a fost și mulți dintre voi mi-ați urat multă sănătate și vă mulțumesc din suflet. Da, asta este săptămâna, asta e viața, cu bune, cu rele. Se mai întâmplă că de multe ori e așa o iluzie ceea ce postăm pe internet și pe Instagram, totul pare așa de roz și foarte ușor să ne gândim, oh, ce vrea să am viața lui X sau viața lui Y, dar lucrurile de multe ori sunt înșelătoare și în spatele unui zâmbet poate să se ascundă multă durere, multe dezamăgiri, mult stres, așa că poate sunteți mai mulțumitori cu ceea ce aveți și în același timp sunteți și mai blânzi unii cu alții, că nu știi niciodată ce se ascunde în spatele unui om. V-am pupat și vă doresc tot binele din lume și ne auzim cât de curând la un nou vlog. Pa, pa!